ce ai omorât-o? Pare rău că ai făcut. Unde ai lăsat-o după ce ai omorât-o? Crimă oribilă azi noapte în comuna Baia de Fier. O tânără de numai 19 ani a fost ucisă cu bestialitate de fostul iubit, care nu îi dădea pace de luni bune. Despărțirea a fost de neacceptat pentru făptașul în vârstă de 20 de ani. Rudele spun că era practic vânată, primind mai multe amenințări din partea lui. Fata a apelat și la poliție, însă degeaba. Oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru amenințare în luna mai, iar de atunci fata ar mai fi fost urmărită de agresor. Ultima plângere a fost depusă acum câteva zile. Poliția le-ar fi spus părinților că nu au ce să-i facă agresorului decât dacă îl prind în fapt. Se pare că azi noapte a și trecut la fapte. A spus că e urmărită, amenințată, chiar amenințată cu moartea, ceea ce s-a și întâmplat. Ce să vă mai spun mai mult? Poliția din România, care nu ia nicio măsură. Nu se poate decât dacă îl prindem fapt, asta ni s-a spus. Decât dacă îl prindem fapt, îl arestează. Tatăl băiatului a fost cel care ar fi sunat la 112 și le-a spus oamenilor legii unde se află fiul său. Eu am pus mâna pe telefon și am sunat la 112 și am zis: vă rog frumos, o salvare pe România Muncitoare pentru a salva viața fetii. Copilul meu se află acolo. Eu am vorbit cu el și se află acolo. M-a sunat și poliția, am ținut toți polițiștii la curent cu telefonul, că am zis că să se salveze fata. După miezul nopții, Raimond a urmărit mașina în care Denisa se urcase, iar în jurul localităților Baia de Fier și Polovraj a fost o adevărată cursă pentru supraviețuire, care a durat aproximativ 20 de minute. Pe raza satului Cernădie, făptașul a reușit să oprească autoturismul în care se afla victima, iar tânăra a încercat să fugă spre o altă mașină, dar agresorul a pus-o la pământ. Înarmat cu un briceag luat din portiera mașinii sale, Raimond a înjunghiat-o de 3 ori în zona inimii. Suspectul nu s-a mulțumit cu atât. Cât încă era în viață, a luat-o pe fată și a transportat-o în autoturismul său, dar nu ca să o ducă la spital. Direcția a fost municipiul Târgu Jiu, strada România Muncitoare, la locuința unei alte persoane. Acolo a parcat mașina pe care oamenii legii au găsit-o la scurt timp. În interiorul autovehiculului, polițiștii au găsit trupul fetei, dar, din păcate, neînsuflețit, întrucât decesul acesteia a survenit ulterior. În jurul orelor 1:30 noaptea, urmare a apelurilor efectuate la serviciul de urgență 112, polițiști din cadrul biroului de ordine publică al Poliției Municipiului Târgu Jiu au intervenit de urgență, în sensul că au pătruns în curtea locuinței din municipiul Târgu Jiu, unde au identificat autoturismul cu care suspectul transportase victima. Pe bancheta din spate, fiind găsită victima deja decedată, aceasta prezenta mai multe plăgi înjunghiate în zone vitale, care au condus în final la deces. Suspectul nu a declarat nimic anchetatorilor. Avocatul acestuia spune că făptașul este într-un șoc emoțional și probabil mâine va începe să-și vorbească. Nu a dat niciun fel de declarație, este într-un șoc emoțional. O să fie dus la spital pentru niște analize. În momentul ăsta nu vă pot spune nimic, știu doar ce s-a întâmplat din ceea ce s-a auzit, din ceea ce s-a povestit. Mi pare foarte rău de situația creată. Nu are nicio explicație? Nu are nicio explicație în momentul ăsta. O să vedem la următoarea declarație, care probabil va fi mâine, în cursul zilei de mâine, dacă acesta va da sau nu o declarație în acest sens. Denisa abia terminase liceul, luase bacalaureatul cu succes și își depusese dosarul la facultate pentru a urma studii economice. Acum, familia ei se pregătește de înmormântare.